Astăzi aniversăm un om deosebit, pe domnul Lascăr Zanfirescu, care pe 23 mai a împlinit 93 de ani. La mulți ani! Acum, directorul Institutului Cultural Român, domnul Radu Coroianu, o să ne spună câteva cuvinte în deschiderea evenimentului. Domnule Lascăr Zanfirescu, doamnelor, domnilor, pentru Institutul Cultural Român este o mare bucurie să găzduiască și același o mare emoție să vă primească în clădirea lui. Reprezentați o generație extraordinară, dincolo de orice, dincolo de faptul că dumneavoastră ați fost și rămâneți să fiți încă de domnul cu mai mulți ani, și dumneavoastră și majestății sale, colegului de clasă palatină al regelui Mihai. Dincolo de aceasta, însă, aparțineți un șir întreg care a marcat cultura românească și diplomația românească. Și lucrul ăsta trebuie subliniat. Dincolo de valoarea deosebită a bunicului dumneavoastră, mare scriitor Liviu Zanfirescu, tatăl dumneavoastră a fost un remarcat într-o generație care, dacă lucrurile n-ar fi fost atât de potrivnice României, ar fi făcut ca încetul cu încetul diplomația românească să fie acea acțiune intelectuală, în primul rând, articulată, care să ajute ca România să fie din ce în ce mai normal privită în temeiul valorilor pe care le-a dat întotdeauna. În sfârșit, istoria a fost evident potrivnică, și de aceea suntem și mai bucuroși că sunteți acum printre noi și că ați prilejuit prin asta această apariție și acest moment. Nu vreau să vorbesc mai mult, nu știu carte. Cunosc o parte din familia dumneavoastră și mă bucur că îi cunosc pe unii chiar din frazul de prâncie. Și sigur că sunt la fel de marcat ca și dumneavoastră de ce a însemnat cartierul ăsta și casa aceasta. Am și eu o istorie personală legată de anumit momentul să fur vedeta acestei seri. Și încă o dată vreau să vă spun că este neapărat necesar ca să repunem valorile acolo unde sunt, dacă vrem cu adevărat ca România să fie luată în seamă. Și faceți parte din această generație, între aceste valori, și trebuie să vă bucurați și vă bucurați în această seară de respectul nostru evident. Vă mulțumesc încă o dată și las pe cei care știu mai multe despre dumneavoastră să cuvinte în continuare. Eu am să cer în același timp scuze. La 8:20 va trebui să plec pentru deschiderea unei bienale de artă care internațională și pe care ICRU a sprijinit-o. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Vom asculta o poveste foarte frumoasă. Familia Zanfirescu a creat literatură și a reprezentat România peste hotar, în misiuni diplomatice sau în exilul românesc. Sora domnului Zanfirescu este Stan Sanda Stolojan, iar fratele Constantin Duiliu Zanfirescu, amândoi s-au stabilit în exil după căderea Cortinei de Fier, Sanda Stolojan în Franța, iar fratele în Belgia. Domnul Lascăr Zanfirescu aduce o notă aparte, dar viața lui este la fel de fascinantă. Și-a însoțit tatăl, diplomatul Alexandru Zanfirescu, în diversele sale misiuni, în Europa sau în America de Sud, până ce la 14 ani s-a întors în țară și a devenit coleg al prințului moștenitor Mihai, în clasa palatină. Această școală regală a fost special înființată pentru educația viitorului suveran
și cuprindea elevi din toate regiunile istorice și din toate categoriile sociale. Domnul Lascăr Zanfirescu a împărtășit cu majestatea sa, regele Mihai, o pasiune pentru mașini și pentru tehnică. A urmat această pasiune și chiar s-a dedicat unei profesii ingineresci. Are și 7 invenții. Este un foarte bun inginer. A rămas în țară și s-a căsătorit cu Elena Rossetti, o doamnă remarcabilă, cu o genealogie fascinantă. După 1990, a devenit posibilă recuperarea unui adevăr istoric. Atunci a avut loc prima reuniune a elevilor palatini, la 50 de ani după absolvirea liceului. Reîntâlnirea lor cu majestatea sa regele a avut loc de-abia în aprilie 1992, din motivele binecunoscute. Doamna Marlena Rotaru este cea care i-a luat primul interviu pe care l-a acordat domnul Lascăr Zanfirescu și colegul său, Radion Chiaburu, după 1990. I-au mai acordat un interviu în perioada interbelică, cel puțin unul. Iar relatările lor au însoțit mărturia majestății sale regelui în filmul Regele Mihai a 85 aniversare, apărut în anul 2006, din care vom urmări și o secvență. Doamna Florentina Țone a dezvoltat subiectul clasei palatine într-un reportaj apărut în anul 2007 în Adevărul și elaborat apoi în revista Historia în 2011. În fine, am venit și noi mai la urmă cu o contribuție. O carte despre Radion Chiaburu, regretatul coleg al majestății sale anul trecut, și acum despre domnul Lascăr Zanfirescu, cartea de față. Domnul Ioan Adam are un imens merit pe un alt plan, acela al memoriei lui Duiliu Zanfirescu. Iar o mare realizare pentru care toții suntem recunoscători este o ediție care a apărut recent, pe care a realizat-o împreună cu doamna Georgeta Adam și a apărut cu sprijinul Academiei Române. Este o ediție completă a romanelor scrise de Duiliu Zanfirescu, prima ediție conformă cu originalele și realizată chiar conform cu manuscrisele. Domnul Ioan Adam ne va spune, cred, mai multe lucruri. Acum, în încheiere, aș dori să vă citesc scrisoarea lui Mircea Ionițiu. Este singurul elev palatin care a studiat cu majestatea sa pe tot parcursul celor 8 ani. Din 6 octombrie 1990, e o scrisoare adresată majestății sale regelui privind reuniunea cu colegii săi. El a locuit în America după 1948 și a revenit în țară tocmai cu scopul de a se reîntâlni cu colegii săi și a revedea țara pe care o părăsise. O să citesc scrisoarea. Reuniunea cu colegii Măriei tale a fost un prilej de renodare emoționantă a legăturilor întrerupte de atâta vreme. Au fost prezenți în ordine alfabetică Chiaburu Radion, Cernovodeanu Dan, Dinulescu Ion, Heltman Walter, Ioanițiu Mircea, Jurchescu Ion, Mărgelatu Tănase, Zanfirescu Lasă. Absenți, Covaci Vampal și Malaxa Constantin, pe care nu i-am putut anunța. Dușa Gheorghe a decedat în ultimul an.
Am luat cu toții masa împreună, amintindu-ne de zilele de școală. Cu toții sunt ferm monahiști și activează în această direcție. Acum îi voi da cuvântul doamnei Mariana Rotaru. La mulți ani, domnule Lascăr Zanfirescu, sunt extrem de bucuroasă și de onorată să particip la acest eveniment. Felicitări, bravo, Tudor și Mihai. Și așa cum spunea domnul director Radu Boroianu, e o seară mai mult a emoțiilor. Și în acest sens, cartea pe care de ieri o am și mi-a trimis-o pe internet, Tudor, cu vreo săptămână în urmă, am parcurs-o, mi-a stârnit o serie de amintiri și cu voia dumneavoastră am să vă spun câteva din momentele în care biografia mea s-a intersectat cu cea a dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, domnule Zanfirescu. Cu 60 de ani în urmă, în prima mea vacanță școlară, la bunicii de la Focșani, părinții mei amândoi au fost din Focșani, fratele mai mic al tatii locuia la Odobești, la Vârteșcoi, era contabil, la Iase, Vârteșcoi. Și câteva săptămâni în acea vacanță am stat în conacul lui Duiliu Zanfirescu, acolo avea unghiul meu și mătușa mea, aveau două camere. Acolo. Aflând asta și fiind absolventă de clasa întâi primară, începusem să am pasiunea lecturii și la venirea în București, în biblioteca pe care tatăl meu o ascundea cu grijă într-un dulap, erau cărțile acelea militele cu clasici literaturi române și cu scrierile lui Duiliu Zanfirescu, unele apărute în fundațiile regale, altele la Socet, dar nu trebuiau să fie așa la vedere în bibliotecă pe vremea aceea, am început să și citesc. Dar nu s-a terminat bine vacanța aceea, că tot acolo, în același loc, unchiul meu a fost arestat. Pentru că, la sfârșitul bilanțului, era contabil acolo, la un pahar de vorbă, cu un sindicalist, cu alți lucrători acolo, a cântat și a fluierat trăiască legele. S-a făcut un an și 6 luni. N-am știut atunci de ce. Bineînțeles că părinții nu, cu toată starea de tensiune din familie, nu mi-au spus. Mai târziu însă am aflat și am vorbit asta chiar cu unchiul meu. Peste 50 de ani de la acel moment, la Palatul Elisabeta, Majestatea sa Regele Mihai îmi spune, vin o să-ți prezint doi colegi de școală. Și am fost adus în fața dumneavoastră și a domnului Radion Chiaburu. Iar peste un an am făcut acele filmări pentru documentarul pe care l-am realizat cu ocazia împlinirii 85 de ani ai Majestății sale. Nu numai atunci sau în momentele oficiale. Am fost binecuvântată să am foarte întâlniri cu Majestatea sa și să-mi povestească o mulțime de lucruri. Și acolo ele erau marcate în mod special, sigur, și de lucruri noi, de informații pentru mine, dar și de o emoție foarte mare. Iar regele, de multe ori, mi-a vorbit despre clasa palatină și despre modul în care îi rămâne foarte, foarte recunoscător tatălui său, regelui Carol al II-lea, pentru că a făcut această clasă. Iar în 1992, pe scările de la Continental, am stat la coadă, la audiență, la rege, împreună cu domnul profesor Ion Zanfirescu, cel care a fost profesorul de filozofie și cu care Majestatea s-a dat bacalaureatul. Și domnul Zanfirescu mi-a spus atunci, fă-ți timp, acum am niște doctorate, am ceva, fă-ți timp și vin o să-ți spun niște lucruri, vreau să ți le spun ție. Și peste 2 luni m-am dus și mi-a povestit despre clasa palatină, am văzut acum așa cum a găsit informații și Tudor o mulțime de lucruri care sunt și în această carte.
De ce vă spun acest lucru? Pentru că și eu, și e momentul în care vreau să fac acest lucru și eu datorez foarte mult generației dumneavoastră, care a fost și generația părinților mei și datorez și părinților mei și bunicilor mei. Faptul că am avut imensul privilegiu în acele timpuri pe care le-am trăit să pot afla adevărul. Cu marile ferele, cu degetul la gură, cu șoapte, cu asta nu se spune, dar când vrei să afli, afli. În legătură cu această carte, mari pictori, mulți din mari pictori, au început să-și facă ucenicia copiind mari opere ale altor înaintași. Și scriitori au făcut asta, au copiat pasaje întregi și muzicieni, partituri. Așa s-au învățat mulți, mulți din cei care sunt capetele de afiș ale artei mondiale, au mărturisit că au făcut acest lucru. Cred că istoricii români de mâine, și când spun de mâine mă uit la Tudor, că el pentru asta se pregătește, nu vor scrie tratate de istorie ca până acum, generalizând. Cred că istoria noastră, după 70 de ani de atâta suferință, fiecare familie, fiecare individ a suferit propria lui suferință. Și cred că istoricii aceștia au această datorie să scrie o istorie din toate suferințele și toate umilințele și pe care marile valori le-au suportat. Când am început în 1990 să fac serialul de televiziune Memoria Exilului Românesc, la asta m-am gândit. Îl aveam în minte de când ascultam Europa Liberă cu ani în urmă și mă gândeam ce bine ar fi să pot să plec să vorbesc cu Vintilă Horia, cu Camilian Demetrescu, cu Monica Lovinescu și cu alții. Am reușit acest lucru și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și lucrului Sfânt, că a fost sponsorul meu principal. Dar mi-am dat seama și din aceste întâlniri că fiecare suferință, fiecare viață a fost cu totul și cu totul particular. Mi-a rămas, de când am citit prima dată Ana Karenina, fraza cu care începe Tolstoi romanul și care de o simplitate și de un adevăr copleșitor. Toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie de fericită și are propria ei nenorocire. De aceea sunt foarte bucuroasă de tot proiectul acesta pe care îl susține Tudor și cred că istoria noastră și adevărul pe care îl dorim se va face așa, punând toate piesele tuturor existențelor cap la cap și din toate aceste mărturii și din toată această durere, din tot acest memorial al durerii, iată că citez serialul Colegii mele, zice Acosul, din tot acest memorial vom reuși să renaștem. Numai așa. Încă o dată la mulți ani, felicitări Tudor! Felicitări, Mihai. Mulțumesc. Acum mă rog pe doamna Florentina Țoane să ia cuvânt. Bună seara! Sunt onorată să mă aflu aici. Mulțumesc tare mult pentru invitație. La mulți ani, dragă domnule Zanfirescu. O să spun pe șleau încă de la început, pentru mine a fost o bucurie, o mare bucurie să vă cunosc în primăvara anului 2007 și să vă ascult istoriile colorate și vii, foarte vii, foarte pline de viață despre clasa palatină și despre majestatea sa. Vreau să mulțumesc public doamnei Marilena Rotaru pentru că mi-a oferit cu generozitate numele de telefon al dumneavoastră și al domnului Radion Chiaburu și de aici încolo e istorie, o istorie frumoasă și plină de revelații pentru mine. Eram în primii mei ani de adevăr
lucram în departamentul de reportaj. Atunci când, în primăvara de 2007, am decis să caut mai multe informații despre clasa palatină. Și m-am întâlnit atunci cu domnul Radion Chiaburu mai întâi și apoi cu domnul Lascăzan Firescu și întâlnirile acestea, pot să spun acum retroactiv, au fost cumva marile momente ale anului 2007, un an care era mai mult sau mai puțin posar până la acel moment. Mi-au rămas în minte aceste întâlniri și mi-a mai rămas în minte o zi de vară foarte frumoasă la Palatul Elisabeta, atunci când am cunoscut pe majestatea sa, o întâlnire intermediată de asemenea de colegi. Mi-am amintesc foarte clar, îmi răsună foarte clar în minte vocea domnului Chiaburu, majestate părintele, cea mai documentată jurnalistă de la Adevărul, și eu mă umflam în pene pe acolo. Mi-am amintesc de asemenea cum am primit un autograf de la majestatea sa pe jurnalul de care întâi, primul volum, cel care se lansa atunci, și un coleg de la Adevărul, un coleg fotoreporter, a surprins atunci aceste instantanee și eu mă uit cu foarte mare drag la aceste fotografii pentru că le dau o emoție acelei zile. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știu, deși mă numesc că știți despre clasa Palatină, e o clasă de liceu special înființată pentru viitorul rege, de atunci mare voievod de Alba Iulia, o clasă care a funcționat între 1932 și 1940. Ea trebuia și a fost alcătuită din reprezentanței tuturor categoriilor sociale, pentru că viitorul rege trebuia să-și cunoască țara. Includea de asemenea reprezentanța ai minorităților conlocuitoare, maghiară și germană. Domnul Chiaburu, cu care m-am văzut prima dată, reprezenta Basarabia în această clasă palatină. Clasa a urmat să aibă cumva caracter mixt, era sub pălăria colegiului Sfântul Sava, dar era condusă de ofițeri. Și pe parcursul anilor au avut loc mai multe modificări de componență, astfel încât 14 elevi au fost colegi cu majestatea sa pe parcursul anilor. Domnul Chiaburu s-a aflat în clasa palatină din clasa 1 până în clasa 5-a. În clasa 5-a au avut loc o reducere mai serioasă a efectivului, iar domnul Sanfirescu a venit în clasa 5-a și a rămas în clasa 7-a, dacă nu pe bine ce spun. L-am cunoscut pe domnul Sanfirescu, deci în primăvara lui 2007, și îmi amintesc entuziasmul cu care am părăsit apartamentul din șoseaua Iancului. Așa de bucuroasă eram, așteptând tuturor ce om mare și frumos am întâlnit. Mi-amintesc foarte mult că m-au uimit niște lucruri atunci, faptul că dumneavoastră îi presăra cuvinte în franceză în conversație, iar pentru mine asta era ceva ce nu mai văzusem și nici mai auzisem. Mi-amintesc că povestirile dumneavoastră despre orele de la Peleș, despre o bătaie cu perne de la Peleș, când au dat peste cap o pendulă și s-a supărat Urdăreanu, dacă mă amintesc eu bine, despre tribunalele înființate ad hoc la Peleș pentru a pedepsi un coleg mai obraznic, despre plimbările cu jaguarul albastru. Multe lucruri am povestit atunci domnul Sanfirescu și am povestit cu drag, cu bucurie. Și cred că de la acea întâlnire mi-a rămas foarte mult în minte, mi-au rămas în minte niște cuvinte, poate, în opinia mea, cele mai frumoase cuvinte despre majestatea sa. Am făcut o confesiune la care eu m-am întors adesea, pe care mi-am amintit-o adesea, și dacă îmi permiteți, o să reproduc-o cu petrică. Mă scuzați, am emoții. O să ziceți că sunt prea bătrân, că judec dramura, dar dacă am rămas cu Dumnezeu și dacă am rămas cu religia, de ce să nu rămânem și cu ierarhia umană într-o colectivitate? O ierarhie civilizată care, de la sine, are un vârf, însemnătatea de vârf, dă o bună funcționare întregului copac. Asta este.
Dacă se știe că ai un stăpân, e cu totul altceva. Intri într-o cameră. Cine e domnul stăpân aici? Pe de altă parte, contează și rafa. La majestatea sa e rafa cea care, după mine, îl conduce chiar dacă n-ar gândi. Are o prestanță care e uluitoare. Domnule Zanfirescu, mă bucur până în inima pământului și înapoi mi-am spus odată că Roma e inima pământului, că vă cunosc. La mulți ani, îi felicit pe Tudor și pe Mihai pentru acest proiect. Mulțumesc! Să vină seara bună. Vă rog. Eu v-am gândit aici, pentru că eu nu trebuie să vă apărăm. Hante vorbitorii mei au expus lămurit, succint, despre ce este vorba în această seară. Este vorba de o întâlnire cauzată de o carte de excepție, girată de un personaj de excepție, domnul Lascăr Zanfirescu. De domnul Lascăr Zanfirescu mă leagă o veche, caldă, statornică afecțiune de aproape 30 de ani. Aș spune că între noi este și o relație de vie amiciție, dacă un scrupul de bun simț generat de diferența de vârstă dintre noi nu m-ar împiedica să folosesc cuvântul acesta cu toată gura. Este un moment fericit să mă reîntâlnesc cu domnul Lascăr Zanfirescu, căruia de fiecare dată în ultimii 30 de ani, de fiecare dată când am scos o carte, o ediție dedicată lui Duiu Zanfirescu, i-am oferit-o cu căldură domniei sale. Și a fost o mare bucurie și pentru mine și pentru domnia sa. M-a emoționat foarte tare acum o lună, când la ziua regalității l-am văzut aducându-i maiestății sale ediția în Basarabia, articolele, eseurile lui Duiu Zanfirescu, pentru a căror publicare m-am străduit 30 de ani și am instituit abia în anul 2012, când se împlineau 200 de ani de la răpirea Basarabiei de către Rusia, pe baza unei cărți falsificate de Pontele Langeron, un mercenar francez în slujba Rusiei. Dacă îmi permiteți, în ciuda timpului foarte scurt, să mai fac și o mică paranteză digresivă, aș spune că se împlinesc anul viitor și 50 de ani de când am scris prima dată despre Duiu Zanfirescu. Am citit scrisorile lui, m-au fascinat și atunci a fost o dragoste la prima lectură. Dacă îmi permiteți încă o confesiune, aș spune că mâine în România Literară o să apară 6 scrisori necunoscute ale lui Duiu Zanfirescu și încă o scrisoare necunoscută a lui Titu Maiorescu, pe care le-am descoperit eu în ultimul timp. Mă preocupă Duiu Zanfirescu și așa cum mă întâlnesc și vorbesc cu domnul Lascăr Zanfirescu, o fac într-un fel tacit și cu Duiu Zanfirescu. De fiecare dată când scot o carte dedicată lui, mă duc la monumentul său din Rotonda Scriitorilor, de Cijuigiu, și îi spun, am mai făcut încă o carte ce ți este dedicată. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit că pe socul gustului său nu văd niciodată grafitii. Sunt foarte multe grafitii pe socul gust, pe socurile gusturilor lui Eminescu și lui Titu Maiorescu. Pe semne că este modul de manifestare al interesului celor tineri pentru opera celui care este pentru opera celor care sunt autori canonici și figurează în programa școlară. Cartea domnului Lascăr Zanfirescu este o lucrare în colaborare. Memoriile, povestirile aparțin domnului Lascăr Zanfirescu. Culegătorul lor, noul Ischirescu, este domnul Tudor Bișan Miu. M-am uitat la vârstele lor și am observat o legătură, o conjuncție simbolică. Domnul Lascăr Zanfirescu are 93 de ani. Domnul Bișan are 19 ani. Deci au în comun cifra 9. Ce înseamnă cifra 9 în numerologie? Înseamnă un simbol al maximei desăvârșiri. Un simbol yang. Un simbol
al coincidenței contrarie. 9 timp ultima cifră înseamnă și un început și un sfârșit. Deci un început și un sfârșit pe care sperăm cât mai departat colaborează la editarea acestei cărți. Este de fapt o sagă a Zamfireștilor și este și o sagă a unui extract exemplar de umanitate românească. E vorba de clasa palatină. Eu știam mai puțin despre acest lucru și datorez acestui tânăr colaborator al domnului Lascar Zamfirescu plusul de informație pe care l-am în temă. În același timp este și o sagă a Zamfireștilor de la Duiliu, la Alexandru Duiliu Zamfirescu și până la Sandra Stolojan, pe care am cunoscut-o și am vizitat-o de mai multe ori la Paris. Acum, uitându-mă la doamna Ioana Dragomirescu, pe care o văd pentru prima dată, parcă o văd pe Sandra Stolojan, cu care am discutat în frumoasa ei casă, în frumosul ei colț românesc de la Paris, din lui la canal, și în care mi-a povestit de ce a intrat la pușcărie în anii comunismului soțul său, la Stolojan. Citise L'Humanité. Și în L'Humanité era un articol despre prețurile perechilor de pantofi în Franța capitalistă. Și a făcut o comparație nefericită, imprudentă față de cineva, că iată, în Franța capitalistă, pantofii sunt mai ieftini decât în raiul nostru socialist. Asta era un motiv de pușcărie, de 5 ani de pușcărie. Aș mai spune și nu mai vreau să abuzez prea mult de răbdarea dumneavoastră, că ne așteaptă un timp, că această întâlnire între generații, între simbolurile ale comunității, este foarte frumoasă și este un îndemn pentru viitor. România trăiește acum un moment greu, un moment de hemoragie intelectuală, de hemoragie a valorilor. Toți pleacă peste hotare. Pentru tine aș vrea să arăt exemplul domnului Lascar Zamfirescu, care a rămas aici, care nu s-a uitat la regim, ci s-a uitat la țară, la neam, la lege și, cum spunea altă dată, un cântec celebru, și la rege. Domnul Lascar Zamfirescu este un inginer foarte bun, un om universal. A făcut piese pentru mașini, pentru sondele de coraj, pentru industria textilă. Am citit în carte că este inventatorul unor tige de pompare a petrolului. Și aici, pentru ultima dată, mai fac o paranteză, în 1988, pe când eram ziarist la un ziar important, sancționat, mutat disciplinar, de la secția cultură la secția de reportaj, am ajuns și m-am urcat pe vestita sondă 3DH, într-o zi de primăvară cu vântul aspre, și nu știam atunci că voi avea prilejul peste nu puțin, peste prea puțini ani, să cunosc pe creatorul, pe inventatorul, pe fondatorul acestui utilaj minunat. Îi mulțumesc domnului Lascar Zamfirescu pentru ceea ce a făcut, pentru tehnicizarea țării, pentru formarea unei intelectualități tehnice în această țară, pentru exemplul pe care îl dă celor tineri. Și să ne gândim că datorită dânsului avem încă, în ciuda vremurilor grele, nădejdea unei dăinuiri, nădejdea unei speranțe că românul în veci lughiere, așa cum spune cu vocea lui cu tremolo romantic Jean Moscovo. Încă o dată vă ferice, domnule Lascar Zamfirescu, vă spun încă o dată la mulți ani. Niciodată nu-i prea târziu pentru un om de valoare și prestanța dumneavoastră morală și intelectuală, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că m-ați ascultat. Acum o să rugăm pe domnul Lascar Zamfirescu să ne spună câteva cuvinte. Eu vă mulțumesc din inimă pentru vorbele dumneavoastră, dumneavoastră și doamnelor foarte, foarte drăguțe și simpatice și bine documentate. Bravo! Meritați tot împreună. Și
că dumneavoastră nu știu cum să mă exprim. Sunteți primul om care îmi spune ce mi-a spus dumneavoastră. Poate că s-o fi scris undeva, poate că s-o fi vorbit, dar de spus nu mi-a spus-o nimic. Și bine că m-a mai prins la cifra 9. Că dacă așteptam până la 0, nu. De fapt, asta nu e. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă rog să mă primiți într-o zi să stăm de vorbă. Dacă aveți, am 93 de ani, dar mai pot vorbi. Vă rog să mă iertați și am să vă rog să pot să vorbesc cu dumneavoastră mai mult, așa, cândva. Dar vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați spus și dumneavoastră și domnișoarele Danile. Nu mă așteptam, adică, mă rog, e impresionant pentru mine. Deci, vă mulțumesc foarte mult.